Luni începe școala, directorii unităților de învățământ se grăbesc să facă festivitățile de deschidere așa cum erau odată, ignorând faptul că în județ avem o explozie de cazuri de COVID. Ieri au fost înregistrate 40 de cazuri de infectări, multe dintre acestea fiind cadre didactice. În timp ce inspectoratul școlar cere responsabilitate din partea părinților și a cadrelor didactice pe surse, am aflat că în Slatina o grădiniță de luni va intra în online. La grădinița cu program prelungit numărul 7 din Slatina au fost depistate 3 cazuri de COVID la 2 educatoare și o îngrijitoare. Acestea sunt vaccinate anti-COVID. Modul în care se va organiza deschiderea anului școlar este decisă la nivelul fiecărei unități. Cele mai multe vor organiza festivități doar pentru clasele pregătitoare, a 5-a și a 9-a. Avem unități școlare care au decis să fie festivități în aer liber, bineînțeles, purtarea măștii fiind obligatorie, iar unele școli au decis să facă festivitate de deschidere doar pentru clasa 0 sau doar pentru clasa 0, respectiv clasa 5. Părinții vor avea voie să intre în curtea școlii purtând mască și păstrând distanța specifică. Masca de protecție rămâne în continuare obligatorie în curtea școlii și în clase. În județul Olt, anul școlar va începe fizic și sperăm ca măcar primul semestru activitatea să se desfășoare în acest fel. Sperăm că în nicio localitate să nu se depășească acel prag de 6 la mie, când școala va trebui să treacă în online. Potrivit inspectorului general al ISJ, Victor Iacobescu, până în acest moment 65% dintre cadrele didactice din Olt sunt vaccinate cu schema completă anti-COVID. Această categorie profesională fiind cea mai receptivă în ceea ce privește imunizarea anti-SARS-CoV-2. Potrivit aceleiași surse, în Olt sunt infectate 5 cadre didactice pe lângă cele de la grădinița din Slatina. A mai fost înregistrat un profesor la școala din Fărcașele și de la liceul teoretic Mihai Viteazu din Caracal. Procedura spune că la 3 cazuri de COVID în rândul profesorii, cursurile trec în sistem online.